Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și de asemenea cu un nou invitat. De dincolo de peste ocean avem în seara aceasta un prieten deosebit, așa că îi spunem bun venit domnului Dr. Caius Obeadă din Statele Unite, în vizită în România, într-o misiune, să spunem, nobilă, aceea de a predica Evanghelia. Așa că, Caius, pot să spun Caius în seara aceasta, bine ai venit pentru prima dată în studio Prodocens. Mulțumesc. Slavă Domnului că ne și vedem față în față, este prima dată când ne întâlnim. Noi ne cunoaștem de ceva vreme din internet, să spunem așa, mediul online ne-a ajutat să ne cunoaștem și de asemenea să comunicăm. Cred că am avut și un interviu împreună ceva vreme în urmă. Iată-ne că acum suntem în studio și avem posibilitatea ca în seara aceasta să intrăm în casele celor care ne urmăresc și să abordăm o temă la care m-am gândit să vă propun și anume vom vorbi despre apologetică, specialitatea dumneavoastră. Știu că sunteți pasionat de subiectul acesta și că, bineînțeles, investiți o mare parte din timpul pe care îl aveți în afara serviciului, în afara jobului, astfel încât să vă aduceți cât de cât contribuția la promovarea acestei discipline foarte importante, zicem noi, mai ales în zilele acestea. Haideți să începem cu începutul. Înainte de a defini, că aș vrea să dăm o definiție a ceea ce înseamnă apologetica, aș vrea să spuneți puțin câteva lucruri despre pasiunea aceasta. De unde a venit pasiunea pentru apologetică? Mulțumesc pentru întrebare. Dacă mergem în timpul anului 2000, în anii 2000 s-a întâmplat ceva foarte interesant în America. Și anume, în jur de 2500 de evanghelici au trecut la credința ortodoxă. 2500. Dintre care și prietenul meu. Eram în aceeași biserică, Biserica Baptistă numărul 1 din New York. E vorba despre Mihai Oară și soția lui. Au trecut la credința ortodoxă și în același timp cumnatul lui Mercaldo. Pastorul Mercaldo venea în anii 80 în România și predica Evanghelia. Și eu am ajuns să-i cunosc, am lucrat în, de fapt am preluat de la Mihai. Mihai era cu tineretul, era diacon în biserică, eu eram dirijor de orchestră, dirijor de cor, eram implicat și eu cu tineretul, dar el era liderul tineretului. El a trebuit să plece cu serviciu transferat și am preluat lucrarea cu tineretului de la el, ca mai târziu după aia el să treacă la credința ortodoxă. Au început foarte multe discuții pe internet. În anii 2000 nu erau cum acum Facebook, dar erau foarte multe grupuri. Și erau foarte multe discuții și la un moment dat a început să meargă pe tendința de pierderea identității și ideea de a spune că în ceruri nu este bărbat și femeie, că noi de fapt nu o să fim baptiști, pentecostali, ortodoxi, noi toți vom fi împreună, noi suntem toți copiii lui Dumnezeu. Și am venit și am spus, măi, noi suntem toți copiii lui Dumnezeu, dar eu sunt de părerea că totuși noi avem o identitate, pentru că doctrinele pe care noi, cu care noi ne identificăm, sunt pentecostale, baptiste, că există o diferență. Și au început foarte multe discuții despre părinții și despre apologeții primului secol. Și din păcate, din partea noastră al baptiștilor, să zicem, mulți habar n-aveau, pentru că noi, când eu nu mi-aduc aminte vreodată să auzim, să aud o predică despre Sfântul Augustin sau Tertulian, că ei erau catolici, ortodoxi, nu erau. Și primul lucru care l-am făcut eu în America, unul din lucrurile care l-am făcut, am cumpărat toate cărțile, sunt 42 de volume, toate scrierile părinților bisericii din primele 4 secole. Și acolo am început să citesc despre Augustin, despre Tertulian, modul în care Tertulian a apărat Trinitatea și am ajuns să cunosc pe primii apologeți. Și de acolo a început toată această dragoste și să înțeleg că apologetica are un rol deosebit față de ceea ce noi credem și de ceea ce multe persoane cred că apologetica este. Și ca o mică paranteză, când am venit în 2003, cred că am fost, am venit cu un tur apologetic despre Mesia. Și merg la biserică și sunt introdus ca apologet. Și la sfârșit la biserică, cum ajunge, frate, și că, frate, tu aduci o erezie în biserică.
Apologetica nu e creștină, ci nici nu este pe pagine Biblia apologetică. Ce asta? Ați început să inventați, știi? Și bineînțeles că am început să spun la ușă, să spun, frate, apologetic, cuvântul apologetic în greacă e folosit de vreo 14 ori cel puțin în Noul Testament. Dar nu s-a știut. Pe când în America, în Anglia, peste tot aveam C.S. Lewis Institute of Apologetics. Avem toate instituturile astea de apologetică și noi în România, că ce aia? Și totuși se preda la institutul, la seminarul, în timpul ăla se preda apologetica. Da, este o materie, zice, foarte importantă, pentru care de a face cu apărarea credinței creștine. Și aș vrea să pornim din punctul acesta și să vedem dacă într-adevăr este nevoie sau într-adevăr este doar așa o pasiune, nu aveți altceva de făcut încât să vă petreceți timpul, banii și bineînțeles că investiție destul de mare să ai acces la asemenea documentație. Și vreau să vă pun o situație foarte, să spunem așa, de actualitate. Am observat că atunci când vorbim despre lupta aceasta a valorilor, între valorile iudeo-creștine și valorile, să spunem, progresiste, da? Uh-huh. Când vorbim despre punerea familiei pe primul loc, când vorbim despre adopții, când vorbim despre copii, când vorbim despre avort, întotdeauna cei care ne contrazic, cei care sunt împotriva creștinismului, în fapt, nu ne atacă la identitatea lui Dumnezeu, nu ne atacă la identitatea omului sau știu eu, ci întotdeauna ne combat și ne aduc în față problemele noastre interne. Acum, creștinismul de-a lungul existenței sale a fost cu urcușuri și cu coborușuri. Noi știm asta din istoria creștinismului. Lideri au fost lideri serioși, lideri remarcabili care au făcut lucrarea lui Dumnezeu și au rămas în istorie, dar au fost și oameni și sunt și astăzi care, cum să spun, mai dreaza, să spun așa, mai se abadă la rută și atunci nu au făcut cinste. E, tocmai dintr-o aceste exemple, cei care luptă împotriva valorilor creștine, le au, le știu, le cunosc, le promovează, ni le scot în față de fiecare dată. Acum când vorbim despre apărarea credinciosului sau a credinței creștine, în fața unei situații, să spunem, la școală, vă dau un exemplu, sau într-un cerc mai elevat, să spunem, într-un nivel academic, în momentul în care vei încerca să vorbești despre Dumnezeu, nimeni nu o să vină sau foarte rar sunt oameni care într-adevăr vin cu argumente și zic, hai să vedem ce zice, unde e, care. Întotdeauna zice, când vorbești despre Dumnezeu, nu-L atacă pe Dumnezeu, ci te atacă pe tine ca creștin, spunându-te, a, las că știu ce faceți voi. Lăsați-vă că voi sunteți, că ziceți că sunteți, dar nu sunteți. Deci, practic, atunci de câte ori venim cu apologetica, ni se pune în față polemicile noastre interne. Care sunt, care există. Așa că mă gândesc, și acum vorbim de rating. Da. Nu știu cât de mult rating sau cât de mult interes vedeți dumneavoastră în parcurgerea acestor teme apologetice. Dacă vorbim despre politicile noastre, de luptele noastre interne, toată lumea e interesant să vadă cum ne certăm, cum ne batem, în ghilimele, cum ne contrazicem, cum ne jinim unii pe alții. Deci, a spune că comunitatea creștină e atât de ocupată de luptele astea interne, încât nu prea mai are timp să ducă adevărate lupte și anume să-și învețe să-și argumenteze, nu zic să lupte, să-și argumenteze credința. Cum vedeți? Eu cred că noi am pierdut viziunea. Mă gândeam la faptul ăsta că la începutul istoriei creștine, ei n-au avut nevoie să pună o cruce pe o clădire să vadă că e biserică acolo. Ei toți știau despre creștini și ce sunt. Pentru că trăirea lor a fost alta, nu-i ca noastră. Noi mergem duminica la biserică, ne-am pus cupole de aur, ne-am pus la biserică baptiste cruci pe băiul ăsta, să se știe că acolo este biserica baptistă cu tare. Și am ajuns să ne, cumva să ne identificăm cu niște simboale și am uitat că de fapt noi trăim. De câte ori ai auzit în particular, și nu dăm acum exemple, de pocăiți de ai noștri care fură, nu-ți vine să crezi. Exact, exact. Și atunci, cum poți tu să mai îți aperi credința când se uită la tine și spune, băi, tu ești un hoț. Tu duminica, da, ești la biserică, faci donații acolo. Mi-aduc aminte de o biserică, ca să, din nou, să nu dă nume. Frații nu dădeau. Deci nu se dădea la biserică bani, știi? Și mai cum face că trebuie să schimbăm geamurile, ploua în biserică?
și un casier care era pocăit de ghilimele, nu era prea pocăit să zicem, a pus o listă duminică. Duminică venim la biserică și a pus pe toți câți dau bani. Și erau oameni care erau milionari, nu așa? Cu donație la lună de 25 de lei, știi? Și după aia aveți pe o bătrână săracă, care avea și ea o pensie, care dădea 500 de lei pe lună. Și a fost un scandal fenomenal. Pentru că casierul, ca să-i facă, ca încearcă să strângă bani, a trebuit să facă. Noi am ajuns să ne avem simboale, să ne facem, pentru că nu mai ne știm să ne trăim noi înșeni. Și dacă întrebi pe cineva, mai tu zici că ești baptist? De ce? Ce înseamnă asta pentru tine? Nu știe. Nu știe. Și ne-am pierdut trăirea. Eu sunt foarte fascinat, că îmi place când spun, e gândirea asta. Vrem să fim ca biserica primară, vrem să fim în acea unitate, să ne iubim, să ne dăm. Dar când e vorba la practică și să spui că, măi, ok, voi știți că biserica primară se strângea sâmbătă, sabatul, erau la templu, mergeau la templu, făceau ce trebuia să facă, lunea se întâlneau din nou. Și mâncau împreună și își împărțeau. Și după aia, marțea, miercuri, joi, iar se întâlneau și iar mâncau. Că din cauza asta Pavel îi ceartă, spune, băi, așteptați-vă, nu luați unul înainte, unul după aia. Și trăirea lor ajunge să fie cunoscută. Ce ai auzit tu astăzi despre trăirea noastră? Păi suntem în toate scandale. Păstorul cu tare din America s-a lăsat de creștinism. Păstorul cu tare multimilionar, cum a făcut el milioanele astea? Păi spun cum a vândut cărți, a scris cărți și voi le-ați luat, l-ați făcut milionar și acum nu vă convine. Tot noi suntem de vină, dar cred că am abandonat trăirea și ajungem acum să ne batem în cap și nu știm să ne apărăm. De-aia trebuie să mergem înapoi la acea trăire, la ceea ce spune Pavel, ceea ce spune Apostol. Noi trebuie să trăim în Hristos, în lumină, indiferent că e duminică, ori luni sau marți. Am pierdut-o. Și acum trebuie să ne punem semne, să ne identificăm. Cred că o să ne punem și ecusoane. Sunt Caius Baptistu. Așa mi se spunea prin anii 2000, că eram în apologetică și că nu vă luați cu Caius, că el e Baptistu. Da, iată că suntem într-o situație destul de ciudată, ceva care ar trebui să radieze, adică să dea de la sine sens, ajungem să punem, să creăm niște artificii astfel încât lumea să se prinde cam care e situația cu noi, cam ce ar trebui să fie. Tocmai asta cred că e un alt motiv pentru care ai decis să investești din viața ta și să te pregătești în lucrul acesta. Ba mai mult, acum în perioada aceasta știu că ești venit în România special pentru un turneu apologetic și slavă Domnului pentru chemarea aceasta. Și haideți să vedem care sunt, zici tu, poate cele mai mari nevoi pe care un credincios ar trebui să le satisfacă atunci când începe să studieze apologetica. În primul rând, trebuie să înțelegem care este rolul sau sensul apologetic, pentru că mulți nu-l înțeleg. Mulți fac confuzie că apologetica e ca și cum ai cunoaște Biblia și știi că Ioan 3 cu 16 spune asta și că știi alte versete din Biblie și știi cum să interpretăm și după aia începem să ne diferențiem că ăștia sunt calviniști, ăștia sunt arminiști, ăștia sunt și așa mai departe. Apologetica nu e asta. Gândește-te în felul următor. Gândește-te că cetatea, okay, biserica și are un rol. Dar ca să ajungi la cetate, sunt toți acești oameni pe acel drum larg și mare care merg spre păcat, spre moarte și așa mai departe. Sunt două ramuri și două persoane importante care sunt în afara cetății. Nu vorbim de stejerii care sunt care să fim atenți că ei sunt teologii. Teologii sunt pe cetate și sunt să fie cumva să nu fie atacați. Dacă atacă cineva, atunci imediat el încearcă să apere sau să dea semnalul, fiți atenți, ăsta e profet fals și așa mai departe. Sunt ceilalți doi care sunt în afară, care îi spune, asta e calea cea strâmtă și dacă vrei să ajungi la cetate, asta este direcția. Și ăștia sunt evangheliștii și apologeții. Apologeții sunt cei care dau la o parte, gândește că ești pe un drum, sunt gropi, sunt probleme. Apologeții încearcă să dea la o parte, să nivelească drumul, să te ajute pe tine să poți să mergi spre cetate. Să spun, uite, aia este adresa, acolo să ajungi. Apologetica nu te duce la pocăință. Apologetica te îndreaptă
spre direcția pe care, la care Hristos este. Pentru că la urma urmei, ceea ce face un apologet este decât să îndrepte privirea către Hristos. Și acum sunt diferite modele de a face lucrul ăsta. Sunt mai multe modele și unul pe care eu, cu care mă identific, sunt evidențialist. Eu sunt în ramură medicală, științifică, pentru mine teoria nu contează, pentru că când vii la mine la sala de urgență, eu nu pot să-ți fac ție teorie și să mă gândesc, băi, cred că poate ai probleme cu capul, poate cu urechea, poate cu ochiul, trebuie să fiu foarte specific, trebuie să fac teste, să văd care e problema ta și ți-o rezolv. Și la mine lucrurile sunt mai mult alb pe negru, griul nu există. Okay? În apologetică, modul în care noi practicăm apologetica, să spunem, încercăm să ducem pe o persoană, în primul rând, la recunoașterea că trebuie să existe un arhitect. Punând întrebarea, ok, cum vezi tu că universul ăsta există? E făcut, a fost de totdeauna, ce părere, există Dumnezeu? Și nu vin cu Biblia să spună, uite, aici e Dumnezeu. Îți stimulez gândirea într-un mod logic, rațional, să te mai te-ai gândit vreodată, sau dacă te-ai gândit, tu ai vreun răspuns, poate mă ajut și pe mine să găsesc ceea ce tu ai găsit. Și încercăm să-l ducem la înțelegerea unui arhitect. Sunt mai multe argumente pentru a face treaba asta. Nu știu dacă vrei să ți le spun. Te rog. Este, de exemplu, argumentul cosmologic, faptul că ideea de infinitate, pentru că Aristotel vine și spune că totul a fost din eternitate, totul e la fel și totul, nimic nu se schimbă. Și noi murim, intrăm în groapă și s-a terminat. Și nu este nimic. Și este un continuu din asta. Doi arabi și un evreu la secolul IX, foarte interesant, au dezvoltat argumentul Kalam. Și că argumentul Kalam merge și spune că tot ce există are un început. Și că, de fapt, infinitul este o fantezie, nu există. Pentru că dacă timpul există, înseamnă că nu poate să fie infinit, pentru că în timp există un acum. Și acest acum oprește, nu poate să fie infinit. Și unul din exemplu este cu trenul și cu gara. Că ești într-o gară și să zicem că liniile ferate sunt la infinit. Exact. Și tu ești într-un vagon. Și acum întrebarea, dacă tu ești în trenul ăla, vagonul ăla, când ajunge ăla în gară? Niciodată, că e infinit. Exact. Și atunci nu mai există acum. Și ăștia au spus, au fost foarte deștepți. Spune, băi, dacă nu există, înseamnă că trebuie să existe un început. Și dacă există un început, trebuie să fie un arhitect. Acum musulmanii spun că este Allah, evreul zice că este Yahweh. Totuși amândoi duc la această în direcție că trebuie să existe un arhitect, trebuie să existe un Dumnezeu. Că universul are un început. Asta e un argument. Ar fi după aia the fine tune, ajustarea fină a lucrurilor. În care, și asta e interesant că asta e o descoperire în ultimii 10 ani. Care s-au ajuns, oamenii de știință au ajuns la concluzia că orice lucru, această reglare a lucrurilor, a componentelor chimicale, al gravității, viteza luminii, toate lucrurile sunt atât de bine calculate că nu poate să existe viață dacă unul ar fi mai mult sau mai puțin. Și asta este iar un alt argument pe care care se folosește. Este argumentul matematic. Toate lucrurile fizice își au un componentă matematică. Matematica e foarte precisă. De fapt, este un Gödel, mi se pare, a făcut un calcul matematic să dovedească existența lui Dumnezeu. Și acum 10 ani, doi IT-ști au folosit nu știu câte computere să facă formularea aia care a făcut ăsta în secolul 19 și să spună că formularea asta pentru Dumnezeu este valabilă, nu-i glumă. Un ungur, Winsler, el a luat premiul Nobel în fizică și matematică și ăsta spune că el nu spune direct că există Dumnezeu, dar spune că trebuie să fie ceva în afara noastră, pentru că nu putem să explicăm cum, din punct de vedere matematic, toate lucrurile astea sunt atât de precise. Și nu numai de fizică, chimie, biologie, toate lucrurile astea. Un alt matematician spune așa, că dacă accepți că știi ce este în cerc, înăuntru cercului, trebuie să te gândești că ce e în afara cercului s-ar putea să nu-l înțelegi niciodată.
și s-a ajuns să nu înțeleg niciodată, din nou, de existența lui Dumnezeu. În momentul în care o persoană ajunge să fie confruntată cu aceste mai multe argumente, argumentul moral, de exemplu, iar e foarte important. Dacă nu există, de exemplu, ateiștii spun că nu există un moral obiectiv. Dacă nu este un moral obiectiv, asta înseamnă că tu poți să faci o crimă sau să faci orice lucru, din punct de vedere moral, nu ești vinovat. Pentru că nu există. Și noi spunem, Pavel spune că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei, a pus și când se pune problema, ce că, băi, dar cei care sunt în Africa și care n-au auzit de Evanghelia lui Hristos, ei cum vor fi judecați? Și Pavel spune, da, ei nu au auzit, dar ei vor fi judecați în funcție de ceea ce Dumnezeu deja le-a pus în mintea lor. Morala care au fost. Deci sunt metode și după ce ai făcut toată treaba asta, care bineînțeles că îți ia mult timp să citești, să te informezi, să fii pasionat de pasionat nu de cunoștință, ci de dorința de a duce la Hristos pe persoane. Odată ce ai ajuns, după aia ajungi la punctul în care vorbești despre învierea Domnului Iisus. Și ăsta e un subiect esențial în apologetică. Pentru că fără înviere nu există creștinism. Dar Pavel spune că dacă Hristos nu a înviat, nimic nu mai e, tot e o falsitate. Și culmea, Pavel, care a prigonit creștinătatea, a încercat să facă ravage, să distrugă biserica primară, ajunge la o transformare datorită experienței care o are cu Iisus. Iisus îi spune, uite de la mine, uite, pe mine mă prigonești, ne-a venit să creadă. Iacov, fratele lui Iisus, care și el a fost împotriva lui Iisus, are o întâlnire cu Iisus. Iisus, după înviere, se arată și Iacov ajunge să fie capul bisericii, unul din liderii bisericii din Ierusalim, care a făcut iar ravage. După unele calcule, se spune că înainte de căderea Ierusalimului anului 70, au fost în jur de 200.000 de creștini. De creștini în Ierusalim. Tu îți dai seama că orașul era numai în jur de un milion, după unele calcule se ajunge la un milion jumate, două, când erau sărbătorile și toți evrei erau obligați să vină. Dar oamenii ăștia care au fost împotrivă ajung să experimenteze și să recunoască învierea. Și sunt metode științifice, nu trebuie neapărat să iei Biblia, prin care să poți dovedi învierea lui Hristos. Și aici ajungi la alt subiect și anume veracitatea cuvântului Dumnezeu. Aici vreau să ajung este subiectul practic turneului pe care tocmai l-ați început în România despre veracitatea. Este un termen atât de ciudat, să zic așa, chiar am văzut pe Facebook că ați fost nevoie să explicați ce înseamnă termenul acesta. Haideți să facem lucrul acesta și în fața camerelor. Veracitatea face referință la câtă nădejde poți să ai tu într-un text. Deci nu e vorba de persoană. Pentru că termenul de veracitate este folosit în sensul de ce încredere ai tu în text, în ceva. Pe când veriditate este în persoană. Și noi, nu mă interesează ce încredere ai tu în Hristos, mă interesează la ora actuală ca apologet câtă încredere ai tu în textul biblic. Pentru că noi dacă urmărești debates, cum se zice în românește? Dezbatere. Când vezi dezbatere între creștini și ateiști, totdeauna se ajunge la dezbaterea cuvântului Dumnezeu. Dar un lucru interesant pe care mulți nu l-au notat, majoritatea ateiștilor agnosticilor acceptă 6 din scrierile lui, din epistele lui Pavel și 3 evanghelii. Nu le place de Ioan, dar acceptă pe Marcu, pe Matei și pe Luca. Tu având acceptând aceste cărți ca fiind adevărate, ca o sursă reală, atunci tu poți să you can build up, poți să construiești. Poți să construiești cazul pentru veracitatea Scripturii. Acum, când vorbim despre veracitatea Scripturii, vorbim și de faptul că e un lucru foarte ciudat. În sensul că noi nu există original. Nu avem nicio copie originală. Și când vezi că se face, mai ales în fața publicității, această traducere se după textul original. Dacă unul care este în materie zice, bă, dar care e textul original tău? Pentru că copiile, un lucru s-a întâmplat în biserica primară,
scrisorile lui Pavel și Evanghelie au fost copiate cu atâta râvnă că de fapt nici nu trebuia să fii un om literar. Atât timp că știai să copiezi, nu trebuia să știi să citești. Atâta era, doreau ca fiecare biserică să aibă o carte cel puțin. Trebuia să reproduci semnele, practic. Exact. Și au reprodus atât de mult că avem o reproducere fenomenală. Nu avem atâtea copii în scrierile lui Iliade și a lui Cezar despre războiul galic cât avem despre a scripturilor, al Noului Testament. De fapt, Valach, unul din criticii, este unul din Dallas, este evanghelic, studiază toate astea. De fapt, a fost și România și a fotografiat pentru centrul, este un centru al manuscriselor Noului Testament și a mers în toată lumea și a fotografiat și încearcă să pună pentru toată lumea să vadă cum arată textele și să poți să le studiezi. Și el spune într-un debate așa, spunea că dacă pui toate copiile lui Iliade și așa mai departe, ci că faci așa o înălțime de un metru jumate. Dacă pui copiile la Noului Testament, nu numai copiile din greacă, dar încerci să le pui și din armeană și din celelalte limbi care a fost adus, ajungi la un kilometru jumate de înălțime. Wow. Și deci, și acum se pune întrebarea, măi, sunt atâtea, dar sunt valabile, sunt greșeli? În textele Noului Testament, în Noul Testament sunt 1400 de cuvinte. Au fost numărate de oameni. Și interesant, variațiile de greșeli și astea sunt între 300.000 și 400.000. 90% dintre ele este vorba despre o virgulă, că când a copiat a uitat să pună virgula sau a uitat să pună o literă, deci o misspelling. O greșeală de scriere. O greșeală de scriere, dar nu schimbă sensul cuvântului, nu schimbă nimica. Și toate manuscrisele astea nu sunt manuscrise care se contrazic. Foarte interesant. Deci toate variațiile astea nu sunt în contextul de că se contrazic și avem... Și aici ajungem să spunem că da, noi avem încredere în text pentru că trece testul științific pe care l-a trecut și Eliade și celelalte. Și aici ajungem la veracitatea Cuvântului Dumnezeu. Foarte frumos, pentru că practic o înaltă Sfânta Scriptură, deci Cuvântul lui Dumnezeu, ceva care ne ajută pe noi să așezăm către Dumnezeu, să aținem legătura cu Dumnezeu, deci vorbim la viața spirituală, este supus unui test științific ca oricare alt manuscris. Corect, da. Din vremurile trecute. Și aici trece, fără nicio problemă. Aici trece, da. Și de asta am spus că sunt atei. În debate-ul ăsta, ar fi frumos să avem și astfel de întâlnire în România, pentru că ajută amândouă tabere să înțeleagă mai mult lucrurile astea. Faptul că un ateu acceptă că 6 descrieri lui Pavel sunt legitime și 3 evanghelii, deja ai multe lucruri la mână cu care să prezinți istoricitatea lui Hristos și învierea lui Hristos. Pentru că învierea lui Hristos este foarte importantă și datorită ceea ce Hristos a declarat, că El s-a declarat este Fiul lui Dumnezeu, el în mod indirect a spus că este Mesia și după aia i-a supărat pe toți rabinii aia, pentru că El n-a făcut, că ei spunea că faci așa, dar eu vă spun așa. Și atunci nu le-a plăcut și a trebuit să fie repede acest proces să-l elimine înainte de sărbătoare și ia loc învierea și căci seara sunt multe lucruri de spus despre înviere. Dar e foarte importantă pentru în apologetică subiectul ăsta. Da, pentru că, apropo de înviere, cei care acuză creștinismul sau critică creștinismul, vor să nege creștinismul, se leagă foarte mult, foarte mult de înviere. De Dumnezeu și de înviere. Sigur. Practic de creație, dacă n-ar exista creație, avem o mare problemă. Și apoi de înviere. Dacă n-ar exista înviere, n-ar exista absolut nimic după. Pentru că sunt două lucruri în ateism care ei folosesc știința. Și ei spun așa, evoluționismul este o știință. Și noi trebuie să o îmbrățișăm. Și noi, pentru că suntem evanghelici, suntem creștini, am rămas cumva în secolul 12 și nu vrem să ne iluminăm. 69% din premiul Nobel din ultimii 10 ani sunt toți creștini. Toți creștini, un număr foarte mare. În afară de lucrul ăsta, în ultimii 50 de ani
s-a schimbat balanța în la catedrele de filozofie din universitățile anglosaxone. Până nu de mult erau majoritatea șefii catedrelor acceptau sau angajau numai profesori de filozofi atei. S-a schimbat balanța și acum noi avem mai mulți creștini decât atei. În ateism sunt două lucruri care când vorbesc despre știință și de fapt știința ce este știința? Ce poate să dovedească știința? Pentru că știința trebuie să observe, analizeze, să vadă, dar ei nu poate să facă asta în privința lui Dumnezeu, pentru că nu e ceva observabil și nu poate să facă cu minunile. De fapt, mulți, chiar Hume, nu a recunoscut minunile și nu vrea să recunoască pentru că nu poate fi dovedit științific că așa ceva poate să ia loc. Și atunci ateiștii spun, merg împotriva existenței lui Dumnezeu și în special a învierii, pentru că învierea este ca minune. Exact. Și atunci spune că știința nu poate să o vede, noi nu putem să folosim știința să dovedim în existența lui Dumnezeu sau a învierii. Și atunci venim, ok, dacă așa este problema, hai să punem știința deoparte, să vedem, acum pentru că toți suntem persoane logice și raționale, cât de rezonabil este să cred că nu există un Dumnezeu când văd toate lucrurile care sunt în jurul meu. Și William Paley, care era un mare filozof, spunea că gândiți-vă în felul următor. Te duci pe un câmp și vezi o piatră. Îți pui vreodată întrebarea de ce piatra e în mijlocul câmpului? Nu. Nu, pentru că trebuia să fie acolo. Dar dacă găsești un ceas? Atunci, foarte mult. Cine l-a creat? Cine l-a făcut? Cum a ajuns? Cum poți să faci lucrul ăsta când ca un om de știință vezi toate lucrurile astea? De fapt, fizicienii, chimiștii, biologii nu acceptă, cum se cheamă, evoluția. Pentru că evoluția e o teorie și totdeauna lipsește veriga aia care să poată să unească toate lucrurile astea. Și nu recunosc și nu sunt de acord cu conceptul, de fapt, fizica, legea a doua a termodinamicii, total neagă ceea ce spune evoluționismul sau o altă lucru care au încercat să ne atace este cu teoria Big Bang. În teoria Big Bang ei nu și-au dat seama și nu-și dă seama că de fapt ei demonstrează existența lui Dumnezeu în sensul că a existat un început și că nu este un infinit. Și acum, de fapt, sunt oameni de ăștia atei, oameni de știință, care sunt împotriva la Big Bang, și-au dat seama, și vin cu alte teorii să spun că, păi, probabil că acum s-ar putea să fie o succesiune de Big Bang. Și asta să fie în continuu. Și acum s-ar putea să fim în perioada când noi avem viață pentru că s-a nimerit, dar poate să fie și când o să fie viață. Și cam asta este teoriile cu care ne combatem în apologetică, în încercarea de a aduce pe persoane, nu că îi aducem la Hristos, noi le îndreptăm privirile către Hristos, pentru că la urma urmei, și asta este foarte important, schimbarea din viața ta e făcută de Duhul Sfânt. Și asta poți să întrebi pe un ortodox, pe un catolic, pe un oricare. Duhul Sfânt, pentru că așa spune Scriptura, El este Cel care face transformarea. Singurul lucru care noi putem face să îi îndreptăm privirea, să îi prezentăm, uite ce spune Scriptura, care a trecut testul științific, este adevărat, asta spune Iisus Hristos, a înviat și a înviat și pentru tine. Asta e mesajul. Dacă ne uităm acum la relația aceasta pe care apologetica o are cu realitatea eclesială, vorbim de biserică, vreau să înțelegem foarte mult ceea ce se întâmplă de fapt la firul ierbii, cum spunem noi. Există o categorie de oameni ca și dumneavoastră care sunt specialiști, care au studiat, care au investit, dar este biserica și biserica are obiceiurile, are tradițiile ei, cum spuneați mai devreme la începutul emisiunii, unii înțeleg ce este apologetica, unii o practică sau măcar au citit o carte de apologetică, alții nu o înțeleg și ba din potrivă o și blamează. De ce credeți dumneavoastră că este nevoie ca, până la urmă, credinciosul de rând, că, până la urmă, trebuie să știe cel puțin un minimorum astfel încât să-și argumenteze credința? Pentru că, în realitate, este următoarea. Credem pentru că așa am moștenit. Foarte mult suntem în situația aceasta. Așa am învățat de la părinții noi și ne-am dus la biserică de mici, am crescut, cunoaștem, știm ce se întâmplă, dar când suntem luat la întrebări, ne este greu.
Asta datorită faptului că nimeni nu ne-a sugerat să facem asta. Uh-huh. Iar de pe altă parte noi mai avem o problemă credincioși evanghelici și aici ateiștii mereu ne dau peste noi. Asta este relația noastră cu știința și cu cartea. Cu siguranță mulți dintre ei noștri sunt necitiți, nepregătiți și asta nu înseamnă că nu există. Avem o elită și noi de oameni pregătiți, uh-huh, oameni care au studiat și studiază, oameni care iubesc cartea, în general, da? Uh-huh. Și care știu să înțeleagă vremurile acestea. Dar sunt și oameni care ignoră. În afară de Biblie sau știu eu, uh-huh, mersul la biserică, ignoră celelalte ramuri ale științei. Se mulțumesc cu nivel mediu, uh-huh, sau submediu. Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Ceea ce pe mine m-a determinat și mă determină în fiecare zi să... În afară de chemarea lui Dumnezeu, asta deja este un lucru, pentru că dacă nu ai chemarea lui Dumnezeu, degeaba ai. Și în afară de asta, chemarea lui Dumnezeu trebuie să fie recunoscută de adunare. Că dacă nu ești, dacă ești numai tu și zici, băi, eu sunt apologet, dar nu te recunoaște nimeni și nu că te recunoaște la cunoștința ta, a chemării pe care o ai, sunt o problemă. Deci ca să punem asta deoparte. Ceea ce pe mine m-a făcut și mă frământă, uite-te în biserică, uite-te unde sunt tinerii. Gândește la treaba asta. Am practicat până acum ce am practicat, teologia noastră, datele exact noastre, ne-am pierdut tineretul. Unde sunt? În afară. În afară. Cum ajungem la ei? Pentru că cu Biblia nu merge. Pentru că deja ne-am făcut o reputație destul de proastă noi în familie, ca tată, ca mamă. Exact. Știe că lucrez la cutare și am venit acasă cu două săpunuri. Eu mi-am cumpărat, erau prieteni de-a mei care spune, Caise, am cărțile astea PDF gratis. Păi zic, cum le-ai luat tu gratis? Că ele nu sunt gratis, dacă nu sunt furate. Și n-am acceptat să iau lucruri care nu sunt cumpărate. Eu am consumat foarte mulți bani pe principiu că dacă eu nu le plătesc și sunt nu am cadou că mi-ai făcut că ai cumpărat-o și tu mi-ai dat cadou, dar tu mi-l dai pentru că ți-a dat-o altul și ți-a dat-o altul. Noi și copiii mei știu treaba asta, caracterul meu. Păi când te vede că vii cu sticla de ulei, că lucrezi la fabrica de ulei și vii cu ulei și tu ești pocăit și noi nu furăm, noi nu furăm, dar tu vii cu sticla și mergi la duminică la biserică și trâmbițezi de la von sau de unde, că noi nu furăm. Și tu ca pastor, ci că Caise, am cartea asta, nu trebuie să o cumperi. Păi de unde o ai? Am avut pastori în America, că să nu vorbim de așa, care erau pe welfare. Nu știu cum se numește, ajutor social. Exact, okay? Ajutor social. Și lucrau la negru. Nu plăteau nicio taxă, iar la sfârșitul anului primeau bani de la guvern de ajutor pentru că erau pe welfare. Și oamenii ăștia erau cei mai bogați. Și te întreb de ce bisericile sunt cum sunt și tineretul nu este acolo, pentru că am ajuns să fim ipocriți. Acum, cum ne rezolvăm problema? Sunt două probleme care avem. Una este viața noastră, că trebuie să ne schimbăm atitudinea noastră și să ne aducem înapoi încrederea copiilor, pentru că pe care am pierdut-o. Iar al doilea lucru este cum conversăm cu acești tineri. Cum vorbim cu ei? Despre ce vorbim cu ei? Pentru că copiii noștri, noi n-am avut șansa în generația mea toți să mergem la școală. În America toți merg la universitate, chiar dacă fac un an de zile sau doi ani de zile, toți merg la universitate. Și acolo sunt confruntați cu tot felul de idei, sunt profesori care au idei liberale, unde spune că am luat un curs în care am fost obligat să-l iau, 3 ore în care despre LGBT. LGBT. Și în cursul ăsta era eu, baptist, și era un ucrainian care era și el baptist. Și îl văd pe Serghei, îl cheamă. Serghei era roșu, tremura, venele la gât erau pline, pentru că profesoara era invitat special, ne spune așa, ci că tu poți să fii femeie sau bărbat în același timp, depinde de ceea ce tu vrei, pentru că este irelevant. Și mă uit în spatele la colegul meu ăsta, era Dumnezeu ne-a creat femei și bărbați. Eu să cad jos. El a luat-o așa în serios. Pentru mine am spus, băi, n-are rost că tu te bați pe un câmp străin, ești de unul singur și n-are rost că poți să te dea afară din cursuri. Și mai bine lasă să vorbească, treci examen și așa mergi mai departe. Ne învăța să ne luăm ziare de la ei, pe banii noștri, și să le punem în clinici.
ca să vadă că sunt, noi suntem, că ei sunt acceptabili. Să punem semnul curcubeului pe clinică. Singura problemă pe care mulți nu o înțeleg în sistemul medical american este că nu este ce faci ce vrei tu. Sunt niște reguli fixate de avocați. Eu când m-am angajat la spital, a trebuit să semnez vreo 70 de formulare în care a trebuit să fiu verificat de toate companiile de asigurare dacă ei mă vor plăti pentru serviciile mele, dacă compania de asigurare are încredere în serviciile mele. Și atunci, în America, toți doctorii, nu este spitalul care primește banii, ci este provide doctorul în numele doctorului pentru serviciile care sunt date. Noi, în spital, suntem obligați să păstrăm niște anumite standarde și anumite pe ceea ce ne-a însemnat. De exemplu, dacă în spitalul nostru nu vrea să se meargă pe ideile astea de tratare al COVID-ului cu anumite lucruri care experimentale, care n-au o bază științifică, noi nu putem face lucrul ăsta. Pentru că dacă începem să facem ce vrem noi, sunt date în judecată și, în afară de asta, totdeauna nu sunt dați asistenții medicali și nu este dat spitalul în judecată. Doctorii sunt dați în judecată. Și de ce? Pentru că asigurarea de malpractice, nu știu cum se numește, da, așa, spitalul meu plătea 78.000 de dolari pe an ca să mă protejeze pe mine în caz că sunt dat în judecată de un pacient. Și atunci nu poți să faci ce vrei tu. Ok? Acum, vorbim despre biserică. Hai să ne întoarcem înapoi la biserică. Biserica lui Hristos, ne-am pierdut deja identitatea în fața copiilor. Nu vorbim în fața lui, în fața familiilor noastre, copiilor noștri. Și acum avem aceste două posibilități. Una este să ne schimbăm, trebuie să ne schimbăm, și al doilea lucru e puțin să intrăm în ton cu copiii noștri, să ne apropiem de ei. Eu cu băiatul meu, el este în Tennessee. În fiecare săptămână, cel puțin o dată pe săptămână, noi vorbim aproape în fiecare zi, dar o dată pe săptămână vorbim despre lucruri din Biblie și vorbim prin telefon, 2 ore. Mă întreabă despre, tată, cum vezi treaba asta? Uite ce a spus cu tare, ce spui despre înviere, ce spui cu... Și, da, discutăm. A început să existe un... E interesant. Lucrul ăsta colegii mei și mulți nu-l au. Eu am în America căsătorile. Un dezastru. Din 5 căsătorii, numai una... Rezistă. Când copilul meu s-a dus la școală, fata mea era în clasa 1-a, a venit supărat acasă. Și zic, Giulia, ce s-a întâmplat? Zic că eu sunt singurul copil din clasă care are numai 2 părinți. Erau toți divorțați, deci toți aveau câte 2 tați de 2-3 mame, știi? Și ea era singură și s-a simțit că ea este exclusă, că nu are mai mulți părinți, știi? Și ne-a făcut să râd, dar a trebuit să explicăm. La ora actuală am ajuns să ne obișnuim cu idei din afară și să le acceptăm, că ne-am pierdut identitatea, nu știm și nu ne apropiem de copiii noștri să avem o relație adevărată și acum ne punem problema ce faci. Și nu știu dacă a observat, uite-te la Lucian Bolănescu, succesul care l-are cu tineretul. Tineretul este doresc să cunoască mai mult, să sunt interesat de știință, legătura între știință și scriptură. Se contrazic una pe alta. Știința, de fapt, susține scriptura, nu este invers și nu suntem dușmani. Dar portretul ateiștilor și așa, ne face că spune că noi suntem înapoiat și știința este împotriva noastră. Nu este adevărat. Ei nu au, în multe debate au fost întrebați care este dovada ta împotriva existenței lui Dumnezeu. Cu ce poți tu să demonstrezi la oricine că Dumnezeu nu există? Și știi care este răspunsul lor? Care? De ce este atâta rău și atâta suferință în lume? De ce? Asta este întrebarea lor. Că dacă Dumnezeu este atât de bun, atunci n-ar fi îngăduit atâta păcat, atâta lucruri, atât să se întâmple. Și atunci când îi pui întrebarea și dacă Dumnezeu ar controla totul, atunci după aia l-ai judecat că este un Dumnezeu care manipulează și de fapt noi n-avem nicio libertate și ne pierdem identitatea ca om.
Soma asta este că Dumnezeu ne-a creat cu libertate, libertatea de a alege, liberul arbitru, cum îi se spune. Și atunci, dacă n-am avea această libertate, am fi doar niște roboți, niște păpuși în mâna lui Dumnezeu și, practic, n-am avea altă variantă decât să facem voia Domnului. Cred că nici n-am discutat despre subiectul ăsta, dacă ar fi Dumnezeu să facă, cum să zic, ca păpușarii, știi? Exact. Caius, Dinu, dai seama cum a trecut timpul. Uite că suntem aproape la finalul emisiunii. Aș vrea la final să concluzionez, să ne dai un sfat, un gând, ca un apologet experimentat ce ești, pentru cei mai tineri sau pentru cei care vor să studieze apologetica. Ce să facă și cum să se apropie de această disciplină? Apologetica este o chemare a tuturor credincioșilor, nu este ceva special. Petru spune să dați un răspuns nădejdii care este în voi. Și asta nu o spune la teologilor și nu o spune pastor și nu o spune prezbitor. Ne spune nouă tuturor. Apologetica este la fel, la același nivel de evangelizare. Predică Evanghelia la zi și la timp și de la timp și mai departe. În ce privește chemarea, dacă o să ai chemarea sau ai chemarea să te duci în mai mult cum am avut-o eu, atunci trebuie să sunt anumite lucruri, trebuie să iei niște cursuri inițiale, eventual. Institutul de apologetică, care n-am vorbit, am deschis împreună cu niște profesori foarte... sunt unii dintre cei mai buni din țară și nu sunt numai evanghelici, sunt și ortodoxi. Și hai să spun scopul institutului. Chiar spune câteva lucruri despre acest institut și care e scopul, cum lucrați. Deci, institutul ăsta a ieșit din dorința de a da posibilitatea la oricare, indiferent de credință, să-și înțeleagă credința și cum să-și o apere a identității creștine. Care sunt lucrurile la baza identității noastre? Și cele trei lucruri și obiective pe care le avem, subiecte, sunt în argumentele pentru existența lui Dumnezeu, argumentele pentru Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu a învierii sale și în veracitatea Scripturilor, în cât de reliable. Cât de relevante sunt. Cât relevante sunt Scripturile. Astea trei lucruri care ne unește pe toți. Și în institutul ăsta a creat acest curs, care este gratis în lumea internetului, în limba engleză. Sunt numai două cursuri pe care le-am găsit gratis și au un format mai mic, de 20 de lecții numai. C.S. Lewis Institute și mai este încă unul Moreland în America. Și am zis, de ce nu facem noi pentru ai noștri, pentru românii noștri? Și am investit și am vorbit cu mai mulți profesori și dintre profesorii din cadrul institutului îl avem pe Costel Ghioancă, care este profesor, care are doctorat în filozofie și teologie. Îl avem pe doctorul Simuț, Ciprian Simuț, doctor în istorie, care o să vorbească despre, nu numai despre istoria bisericii, dar despre istoria apologetică, cum s-a apărat credința în decursul anilor. Îl avem pe doctor Alex Mihailă, care este profesor la Facultatea Ortodoxă, care o să vorbească despre Iisus Hristos și despre Biblie. Îl avem pe doctor Sami Tuțac, care vorbește despre existența lui Dumnezeu. Îl avem pe Daniel Tomuleț. Daniel Tomuleț, foarte interesant, este profesor, doctor în filozofie și e profesor, predă la Houston University, Dallas Universities în America și în Cluj. Deci avem un grup și în afară de asta avem suportul rectorului, doctorul Daniel Fodorean, rectorul la Institutul Teologic Baptist. Daniel Mare și Daniel Fodorean. Amândoi și Oti Bunaciu de la Universitatea din București. Ei sunt de acasă, advisors, care spune că aici se vezi cu ei razna. Și am nevoie de asta, pentru că le-am spus, zic, într-o orice lucrare, nu poți să fii, nu este noi în Biserica lui Hristos, nu suntem ca în lume. Și Iisus a spus că noi nu suntem și funcționăm ca în lume. Și noi funcționăm, noi suntem împreună și când eu sunt cumva în grabă, din greșeală, mă rătăcesc, sunt gândit sau ceva, ei mă trag înapoi și spune, Caius, vezi că te-ai dus. Institutul ăsta oferă aceste cursuri gratis, sunt pe o perioadă de 8 luni de zile, includ vacanțele, Paștele, vacanța de vară și așa mai departe, investești în jur de 2 ore
pe săptămână și nu sunt examene de admitere, nu sunt examene ca să treci. Ceea ce trebuie să faci, te uiți la prezentarea, la lecție, ai format PDF și ai video, profesorul îți dă o lecție de 45 de minute la o oră. O vezi lecția toată și după aia faci un comentariu. Frate, cred că nu sunt de acord sau, domnule profesor, apreciez, dar cred că te-aș întreba și treaba asta. Deci este un dialog. După ce ai făcut această frază sau două, mai ai obligația să mai răspunzi la unul din colegii tăi. Să spui, măi, Cătăline, îmi place ideea ta, cred că sunt de acord. Sau spui, Cătăline, cred că ai înțeles greșit lecția asta, știi? Și care îți dă interacțiile astea, dă o înțelegere că... De fapt, este o comunitate în spate acolo. Corect. Și de fapt, așa ne suntem și chemați, să lucrăm împreună, să ne ajutăm împreună, să ne ajutăm și să ne încurajăm. Pentru că fiind o muncă atât de asiduă, da... să citești, să te pregătești, nu necesită ceva efort. Și atunci, fiind într-o comunitate, dă foarte bine. Caius, uite că prin ajutorul lui Dumnezeu ai ajuns și în studiul nostru, am făcut și prima emisiune, mă bucur că am realizat lucrul acesta. Mulțumesc și slavă Domnului că te-a chemat să faci lucrarea aceasta. Institutul acesta, eu îl văd ca o mare nevoie și ca o mare binecuvântare. Domnul să-ți dea putere să mai aduci și alți profesori americani în acest, ca și conferențiar. Deci sunt deja în profesori, un lucru de să înțelegi la nivel global, să zicem. Nu sunt multe școli din astea. Eu sunt directorul misiunii Regional Fem pentru România și sunt într-un grup, misiunea este în 30 de țări. Și în alte țări nu sunt. Și acum noi suntem un exemplu pentru ei și sunt alte țări acum care începe să ne studieze și sunt în comunicare cu mine să vadă băi, cum putem face și noi. Pentru că în America sunt, dar în America trebuie să plătești. Și știi cum e, în America nimica nu este gratis, nu, poate că nu sunt prețuri mari, dar trebuie să plătești. La noi profesorii fac gratis, voluntari, noi toți suntem voluntari și este un program pe care acum ajunge să fie copiat. Asta înseamnă că pentru cei care ne urmăresc, vreau să spun că asta nu înseamnă că nu au valoare. Faptul că cineva îl face în mod gratuit înseamnă că plătește cu jertfa lui, cu timpul lui, cu... Da? Sunt plăți foarte multe. Sunt numai programai pentru resursele institutului, biblioteca institutului, care este mult particulară. Sunt mii de dolari investiți pentru asta. Dar asta nu este, noi nu încercăm să recuperăm din buzunarul, pentru că interesul nostru este să ajutăm comunitatea. Și asta ne face poate deosebit. Nu pentru că sunt gratis înseamnă că sunt profesori care au acceptat. Profesorii ăștia fac... Poate să câștige mult mai mult din locurile unde sunt. Au fost entuziasmați la ideea de a ajuta comunității noastre pentru că noi toți am văzut acest pericol a pierderii tinerilor noștri. Slavă Domnului, care îți urez multă binecuvântare în lucrarea pe care o faci. Domnul să-ți dea putere, toate resursele de care ai nevoie și să fii tot așa un om care încurajează și pe alții. Slavă Domnului, Domnul să te păzească în drumurile pe care le vei face. Mulțumesc. În țară și de asemenea când te vei întoarce în Statele Unite. Mulțumesc! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!